Școala noastră se desfășoară numeroase alte proiecte. Copiii participă cu mare interes, iar noi, cadrele didactice, suntem alături de ei. Mult succes în desfășurarea proiectului, vă dorim! Rulăm încă o activitate cu partenerii noștri care au devenit clasici, să spunem, de acum, da? Și că suntem încântați de faptul că ne susțin întotdeauna. Cu siguranță și copiii sunt nerăbdători să ne jucăm, pentru că ce ne place mai mult copiilor decât să se joace? Asta e! Cine își aude numele vine repede în centru și prinde mingea. Dacă n-ai prins mingea, ești eliminat. Ai prins mingea, mingea se aruncă vertical deasupra capului tău și prinzi altă țară. Te uiți ce țări sunt în joc, da? E ca și cum mingea frige, în așa fel încât să ajungem la 3 câștigători. Aici și 3 câștigători la clasa 3-a. Bine, repede! Uite la locul! Prea sus! Dar nu mai ești în Europa! Maria! Finlanda! Acolo! Cum a fost jocul? Păi jocul a fost interesant, dar trebuie să fii și foarte agil în același timp. Îți pare rău că ai pierdut? Nu, este doar un joc și o să... Știi ceva despre Luxemburg? Nu, deocamdată nu. Ai învățat țările din Europa? Da, câteva le-am învățat. Mi le poți spune, te rog? Da, Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, știu și despre Luxemburg, Portugalia, Regatul Unit, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia și mai știu ceva despre Ungaria. Păi să iei, da. Și le repede. Puțe, da. Cine îmi găsește? Singura de portă. Spui tu, ci eu pun întrebare. Estonia, Polonia. Jucați... Gabi la 3. Câștigăm. Da. Iese. Câștigătorii la mine. Bravo. Lorin, lăsăm 3 câștigători, fără locul 1, 2, 3. 3 câștigători. Ei, premiu cu Cehia. Austria a doua cu Austria a treia. România. Bine. Cum ți s-a părut jocul? Frumos. Te-ai spărat? Ai câștigat sau ai pierdut?
Am pierdut. Ți-a părut rău? Nu. Hai să dăm cu mâine. Da, dă cu mânuța acolo pe pământ. Da, așa că a dus și eu. Apa. Poate îl plantăm noi. Dar numai facem poza acum și ei îl plantează. Da, după aceea nu se cunoaște chiar așa de bine. Hai să dăm cu mâinile. Trebuie să-l punem la mijloc. Așa, atenție. Cum a fost acest joc? Astăzi, în cadrul proiectului La Joacă Prin Europa, mi-a plăcut să mă joc cu copiii, pentru că cel mai bine copiii învață atunci când se joacă. Jocul a fost minunat, copiii au avut de învățat din cultura europeană. Vă simțiți mândră de această școală? Sunt foarte mândră, îmi place să desfășor activități cu copiii din această școală, pentru că sunt copii isteți, copii interesați să învețe și cel mai mult îmi place că îi sprijină părinții și le place să se implice în activități culturale la nivel local. Mai faceți acest gen de acțiuni? Sigur că da. Intenționez ca luna următoare, în apropierea Zilei Copilului, să desfășurăm un proiect în care din nou să ne jucăm. Ați mai făcut acțiuni cu domnul Radu Căjvăneanu? Cu domnul Radu Căjvăneanu colaborez de foarte mulți ani în diferite proiecte. Este un om minunat care pune suflet în tot ceea ce face și sprijină toate activitățile pe care noi le lansăm. Câte acțiuni de genul acesta pentru Europa ați făcut? Anul acesta avem 8 minimum, 8 activități minimum. Am început ieri la Centrul de Tineret, la Direcția pentru Sport și Tineret. Astăzi cu două mai avem încă una la Școala 7. Sâmbătă avem două activități, o expoziție și încă un joc pentru copii în Parcul Mihai Eminescu. Luni avem o întâlnire la bibliotecă, un debate, așa se cheamă, adică o dezbatere. Marți mergem la prefectură, vor veni niște tineri de la Cristinești, mai avem anunțate activități la Trușești și așa mai departe. Asta numai anul acesta. În fiecare an facem minimum 4-5 activități pentru Ziua Europei, anul acesta minimum 8. Cum, de la ce v-a venit ideea să faceți acest lucru pentru Europa? Aceasta este idee, este felul cum organizăm activitățile. Noi suntem un centru Europe Direct, este un proiect finanțat de Comisia Europeană, iar în planul nostru de activitate trebuie numai decât să apară și anumite evenimente pe care să le organizăm legate de Ziua Europei. Ei, acum depinde cum le facem. Aici este ideea și imaginația fiecăruia. Și ne-am gândit aici la școala 12 să imaginăm acest joc cu mingea, se cheamă mingea fierbinte, pe care, din câte am văzut, l-a jucat cu destul plăcere. Și când am văzut că sunt copii pe margini care au fost afară din joc, hai să mai facem și o călătorie pe harta Europei, și am întins hărțile și chiar am văzut că, deși sunteți copii în clasa a doua, vă descurcați bine și pe harta Europei.